Cine studiază temeinic mitologia popoarelor poate constata că de fapt avem de-a face cu o singură poveste, cu aceleași personaje și cam cu aceleași întâmplări, care însă poartă nume diferite întrucât sunt gândite, scrise și rostite în limbi diferite. Zeii nordici sunt identici cu cei din panteonul grecesc și latin, la fel și zeii asiro-babilonieni au corespondentul lor în gândirea și în mitologia egipteană. Dumnezeu însuși, deși este unul singur, poartă atâtea nume. Toate religiile sunt, de fapt, o singură mare religie, ceea ce nu ar trebui să ne mire, pentru că și noi toți, împrăștiați pe întreg Pământul, în culturi, tradiții, gânduri și limbi diferite, aparținem, de fapt, unei singure umanități. Chinezii, când au desenat ideograma care reprezintă pe om, au făcut două picioare pe pământ și un cap îndreptat în cer. Ca o dovadă foarte clară că și în această gândire foarte veche, noi suntem o creație spirituală și materială în același timp. Trinitatea creștină este oarecum în oglindă cu Trinitatea hindusă. Iar exemplele de omogenitate. Holistică, de integrare perfectă într-o unitate. Sunt foarte multe, și aș putea face o ediție doar pe aceste exemple. Însă, eu vreau să vă povestesc astăzi despre un personaj extrem de interesant și de misterios din tradiția și din cultura chineză. Cel care a descoperit trigramele care stau la baza întregii metafizici și care a scris I. Ching, Cartea Prefacerilor, cel mai complex tratat. De divinație din toate timpurile, care a ajuns și la noi, grație editorii Herald. Am să vă las în comentarii un link unde puteți găsi această superbă creație a culturii chineze. Iată, așadar, povestea lui Fu Xi. Pentru chinezi, alături de soția sa Nua. Sunt cei care au adus civilizația în lume, au inventat muzica, i-au învățat pe oameni să vâneze, să pescuiască și să gătească, să domesticească animalele. Au adus alfabetul și cunoașterea despre ce este în cer și pe pământ. Dar cel mai important dintre toate, au întemeiat căsătoria ca principiu fundamental al familiei. Fuxi este considerat primul împărat al Chinei, o ființă divină care avea un trup de șarpe și care din împreunarea cu Nua au dat naștere dinastiilor. La originea mitului creației stă un alt cuplu primordial, Pangu și Xuaxu. Pangu era un gigant venit din haos, care a despărțit cerul de pământ și, în urma acestui colosale fort, a murit, iar trupul său s-a transformat în munți, râuri, oceane, păduri, animale și tot felul de alte ființe. Soția lui, Xuaxu, a născut după aceea un frate și o soră geamănă, Fuxi și Nuwa, cu capete de om și trupuri de șerpi. Și aici, nu putem nega asemănarea cu Adam și Eva ispitiți de șarpele cel vechi. Sunt unii interpreții acestui mit care susțin că Xuaxu, mama lui Fuxi, era regina unei societăți matriarhale care domina întreaga lume prin anul 2600 înainte de Hristos. Iar Fuxi și Nua întemeiază apoi societatea patriarhală în care trăim și astăzi, căsătorindu-se și făcând mulți copii. E foarte interesant faptul că până la primul împărat al Chinei, Fuxi nu exista conceptul căsătoriei. După naștere, fetele erau crescute în triburile mamelor, iar băieții în cele ale taților, practic în două luni diferite. Nu exista ideea de familie și nicio regulă morală. Pe una dintre coloanele templului Fuxi din provincia Gansu stă scris următorul pasaj. Apoi a venit Fuxi. A privit în sus și a contemplat imaginile din ceruri și a privit în jos și a contemplat întâmplările de pe pământ. El a unit bărbatul și soția, a reglementat cele cinci etape ale schimbării și a stabilit legile umanității. El a conceput cele opt trigrame pentru a dobândi stăpânire asupra lumii. În mod tradițional, Fuxii este considerat zeul Cunoașterii și părintele tuturor artelor divinatorii. Din această perspectivă, el a fost comparat adesea cu Hermes Trismegistul, cu zeul tot al Egiptului, care are cam aceleași atribute. Unii exegeți occidentali consideră că Fuxii este reprezentarea din acel cos de lume a părintelui patriarh Enoch. Sunt alții care vin cu destul de multe argumente valide că el ar fi, de fapt, Noe. Cert este că ce știm din tratatele chinezești despre el că a trăit 197 de ani și a murit în ceea ce se numea pe vremea aceea provincia Chen. Aveți în comentarii un link al editurii Herald unde puteți găsi într-o traducere foarte bună și cu foarte multe comentarii ajutătoare cartea prefacerilor pe care vă recomand din suflet.